În minutele următoare mergem în Argeș, invitați de colega mea Elena Picu, pentru a vă prezenta experiența unui gospodar care crește animale din pasiune, dar și pentru că, spune el, viața a devenit foarte grea la sate. Găini, rațe, porci, oi, vaci, câteva utilaje cu care să lucreze pământul, cam asta are pe lângă casa lui Nicu Bolontoc, din Clucereasa, județul Argeș. De ce țineți dumneavoastră neapărat să aveți și vaci, să aveți și oi, să aveți și porci? Păi, dacă noi așa am obișnuit în tată, în fiu, ca să ținem animale, eu nu pot să mă las fără animale. Nu am cum. Dar merită? Păi, acum să merită, nu să merită, trebuie să ținem ceva. Nu putem să stăm așa, să stăm la poartă, pe bancă, cum stă alții. Noi nu avem din ce să trăim, trăim și noi, doar cu animalele astea. Pe lângă turma de oi, Nicu Bolontoc se mândrește că a reușit să aibă în gospodărie vaci de rasă. Este o curcită din brună și monta cu taur belgian. A ieșit foarte bună, are vaca, are 4 viței. Asta, foarte bună. Și acum este cu vițel în burtă, are 7 luni. Performanțele vacilor sale sunt însă demne de toată invidia, la modul bun. Astfel de vacă, asta oricum, asta valorează în banii vechi, cum era înainte, 80 de milioane. Da, asta, această vacă. Ce greutate are? Cât lapte vă dă? Asta are greutate cam 800 de kilograme. Da, lapte are 15 kilograme de lapte. La mulsoare. 15 kg de lapte. Îl mult 10 kg, 5 kg îi le lat la vițel. Să le sugă vițelul. E suficient? E suficient. 5 kg pentru el. Și am aici și iar că ea a făcut numai tauri. N-a făcut vițele până anul ăsta. Acum un an mi-a făcut o vițea. Am o vițea care este din ea, care o opresc prăsilă. Din ea este mai aici, așa. Asta. Vițea asta are 6 luni. Vițea asta care este din ea. Da. Și a ieșit exact ca aia. Sunteți mulțumit de cum a crescut în cele 6 luni? Da, foarte mulțumit. Gospodarul a luat pământ în arendă, de acolo a obținut o recoltă bună de porumb, cu care și-a umplut hambarul, iar baloții de fân, puși deja la adăpost, îl vor ajuta să asigure furajarea corespunzătoare a animalelor sale, astfel încât să nu cheltuie prea mult cu hrana acestora.